Părintele Mircea Stoleriu organizează o întâlnire la care îi așează împreună pe tinerii din Iași, acum nu numai din Iași, în jurul adevărului, în jurul lui Dumnezeu, în biserică, iar anul acesta a propus să așeze tinerii în jurul frumosului, pentru că a propus o temă pentru ediția 15-a, Frumosul, slava adusului Dumnezeu. Dintr-un început trebuie să spunem că omenirea nu poate trăi fără frumos. Nu ne putem imagina viața fără frumusețe. Frumosul însă nu-și găsește rostul dacă nu este observat de oameni, dacă nu este admirat și totodată dacă nu-i face pe oameni mai buni. Omul poate vedea frumusețea din jurul lui și frumusețea din creația lui Dumnezeu în funcție de câtă frumusețe are adunată în sufletul lui. Pentru că știm că un om frumos la suflet vede lucrurile în jurul său frumoase, iar un om care are sufletul întunecat sau poate prea trist, vede lucrurile într-o umbră întunecată. Deci frumusețea nu se descoperă celui care nu are o minimă pregătire. Viața omului alternează între frumos și urât, între bunătate și răutate, între armonios și disgrațios, între lumină și întuneric, între pace și tulburare, bucurie și tristețe, iubire și ură. Și în această alternare, frumusețea ni se arată câteodată doar pentru o clipă și apoi se duce. Dar clipa aceasta de frumusețe ne ține aproape de locul unde ea s-a arătat sau de omul prin care această frumusețe ni s-a arătat. Dacă suntem atenți, prindem clipele în care se revelează pentru noi oamenii lucrurile frumoase, dacă nu le pierdem. Pentru sufletul curat, fiecare zi este un miracol. Este atâta frumusețe în tot ceea ce există, încât nu ne ajung ani pentru a ne bucura de ea. Când sufletul este frumos, îl vedem pe celălalt mai frumos decât este, mai frumos decât se vede el pe el. Când sufletul nu este bun, îi vedem pe cei din jurul nostru mai buni decât sunt, sau cel puțin vedem în ei cât de buni ar putea să fie. Dumnezeu vede în fiecare dintre noi ceea ce El a așezat în noi, vede potențialul nostru, darurile pe care ni le-a dăruit fiecăruia. Frumusețea unui chip este dată și de pasiunea pe care omul o are pentru ceva, pentru natură, pentru artă, pentru cunoaștere, pentru Dumnezeu. Frumusețea este dată și de spontaneitate, de libertate interioară a noastră, chiar dacă trăsăturile chipului nostru nu se înscriu întotdeauna în normele estetice clasice. Chipul acela care este mistuit de o pasiune pentru ceva, care are libertate interioară, care are bunătate și bucurie, devine frumos chiar dacă nu are nasul sau ochii sau urechile sau părul sau buzele după rigorile de frumusețe impuse de societate. Cum putem să ne cultivăm frumusețea? De unde vine frumusețea interioară care dă frumusețe și chipului nostru și întregului nostru organism și mersului nostru și gestului pe care îl facem? Devenim frumoși dacă ne însoțim cu oameni frumoși, spiritual. Dacă ne dorim să fim frumoși, dacă muncim să fim frumoși, dacă suntem atenți pentru a evita urâtul, dacă îl aducem pe Hristos, izvorul frumuseții în viața noastră. Devenim frumoși dacă facem fapte frumoase, pentru că ceea ce facem, ne facem. Dacă nu cunoaștem ce este frumosul, ce este adevărul, vom rămâne în confuzie, în incertitudine, ușor de păcălit, departe de ceea ce înseamnă o viață frumoasă. Modestia este și ea o premisă a frumuseții, este o componentă a frumuseții. Mândria este diavolească, iar diavolii sunt urâți. Ei caută să urățească și lumea și tot ceea ce găsesc în jurul lor. Omul orgolios, omul mândru, este un om care nu aduce nici pace, nici bucurie, nici frumos în jurul lui, ci aduce tulburare. Frumusețea înseamnă și prietenie și bună înțelegere între oameni. Sfântul prorok David ne spune, iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Adică frumosul înseamnă armonia dintre frați, dintre oameni. Psalmul 132. Sufletul care îl primește pe Dumnezeu și care primește darurile lui și le cultivă, devine frumos. Darurile Duhului Sfânt, ne spune Sfântul Pavel, sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, curăția, facerea binelui, credința, blândețea. Când rostim rugăciunea Împărate Ceresc, Duhul lui Dumnezeu este chemat să se așeze în noi pentru a aduce frumusețea lui Dumnezeu în viața noastră și pentru a aduce veșnicia
infinitul în timpul nostru, finit, limitat. Frumusețea este slava Domnului care iradiază din el și se instalează în oameni și în locurile cele sfinte în care se odihnește Dumnezeu. Scriitorul rus Fyodor Dostoevski ne spune prin vocea prințului Mușkin în romanul Idiotul că frumusețea va salva lumea. Frumusețea este deci mântuitoare. Și ne întrebăm cum poate frumusețea să salveze o lume plină foarte desea de rele, de conflicte, de războaie, de dușmănie. Totuși frumusețea care se manifestă prin oamenii frumoși, oamenii lui Dumnezeu, poate salva lumea și cu cât sunt mai mulți oameni frumoși, cu atâta lumea va fi mai pașnică, va fi într-o stare de bucurie, de armonie, într-o stare de bine, va fi mai frumoasă. Cu cât există în lume mai mulți oameni frumoși, cu atât va iradia mai mult bunătatea, dragostea. Cunoaștem povestioara în care un copil, 10-12 ani, pe malul mării, văzând că după furtună au rămas sute mii de scoici pe țărm, pe nisip, știind că acestea, sub razele fierbinți ale soarelui, se vor topi de căldură, a început să le arunce una câte una de pe nisip în mare. Și un om mai în vârstă, trecând pe acolo, văzându-l pe acest copil, l-a întrebat: ce faci? Vreau să salvez aceste scoici, pentru că au rămas pe țărm și vor muri. Bătrânul a zâmbit superior, ironic: tu nu vezi că țărmul acesta are câteva zeci de kilometri și sunt mii de astfel de scoici pe țărm și nu vei putea să le salvezi pe toate. Și ceea ce faci tu este un gest prea mic și nu contează. Copilul cu o scoică rămasă în mână l-a ascultat pe cel în vârstă și apoi a aruncat acea scoică în valurile mării și a spus: pentru această scoică contează ceea ce fac eu. Adică un gest mic făcut de fiecare dintre noi contează în societate. Mama, ne aducem aminte, ne spunea: nu este frumos să arunci hârtia pe geamul mașinii, să țipi sau să minți sau să strici un obiect sau să te cerți sau să furi ceva. Nu este frumos ce faci. Ne mustra. Adică este urât. Orice faptă bună este o faptă frumoasă și aduce frumosul în spațiul în care trăim. Orice faptă rea aduce urâtul în jurul nostru. Este înțelept să înțelegem că tinerețea trece foarte repede. O clipă atât durează tinerețea raportată la veșnicie, la infinitul ce urmează după trecerea noastră din această viață. O clipă, atât durează frumusețea fizică raportată la veșnicie. Și cât efort depun tinerii pentru a se machia, pentru a merge la cosmetician câteodată înainte de sărbători, și nu este rău să ne îngrijim de trupul nostru, pentru că trupul este templu al Duhului Sfânt și este foarte important. Dar este bine să știm care sunt prioritățile. Cel mai important este sufletul și frumusețea sufletească, interioară, spirituală, pentru că aceasta nu trece, așa cum nu trece nici sufletul, ci rămâne veșnic. Frumusețea fizică exterioară trece odată cu trupul. Un tânăr înțelept așează bine prioritățile în viața lui. Este important și sportul pentru sănătate fizică, pentru a putea învăța mai bine la școală, pentru că sportul aduce o oxigenare bună și a creierului, dar accentul bine este să fie așezat pe cultivarea spirituală, care aduce frumusețe și trupului. Vedem bătrâni câteodată, bunici de-ai noștri sau bunice, care sunt foarte frumoase, chiar dacă au 70-80 de ani, pentru că au o viață curată interior și chiar dacă nu sunt machiate, respiră o frumusețe, o pace și o blândețe. Foarte multe doamne în vârstă, ne dorim să mai îmbătrânească, merg la coafor, se machiază, își fac unghiile cu ojă și lucrul acesta le îndepărtează de ceea ce știm noi despre bunica noastră de la țară, frumoasă în simplitatea ei, nefardată, nevopsită, cu un batic pe cap, dar care avea ochii blânzi și sclipitori de inteligență și de bucurie atunci când se întâlnea cu nepoții ei. Deci este bine să fim înțelepți și să înțelegem că trupul trece, bucuriile trupești sunt trecătoare și să fim cumpătați. Și în timpul acordat frumuseții trupești, citeam în viața lui Marilyn Monroe că înainte de a ieși în public petrecea 8 ore în fața oglinzii pentru a putea ieși jumătate de oră sau oră să se întâlnească cu ziariștii sau pentru a spune câteva cuvinte unui reporter. Mult, foarte mult, viața ei a sfârșit trist, s-a sinucis, pentru că punctul ei de sprijin era ceea ce este netrecător, nu era Dumnezeu, ci erau lucrurile trecătoare. Și atunci când omul nu l-are pe Dumnezeu și nu are și perspectiva veșniciei, o dezamăgire, o
supărare care vine din pierderea unui prieten pe care credem că l-am iubit sau că ne-a iubit, poate duce la gesturi irreversibile, fatale, tragice în rândul tinerilor. Deci e bine să avem prioritățile clare în mintea noastră. Suntem înșelați de aparențe, de ambalaj câteodată, de hainele de firmă, de mașină scumpă, de obiectele care au valoare materială, dar nu neapărat spirituală. Și este bine să învățăm să privim dincolo de aparențe, capacitatea de a vedea esențialul, de a discerne ceea ce este valoros de ceea ce este fără valoare, ține de educație, de o bună educație, poate și de o anumită intuiție pe care o dobândește tânărul care stă aproape de oameni înțelepți, care are lecturi frumoase, care se roagă. Foarte pe scurt, dacă ești omenos, ești un om frumos. Omul frumos este iubit de oamenii buni, pentru că el este un om spiritual bun, pentru că oferă, primește, este iubit de oamenii din jurul lui, om modest, prietenos, care știe să mulțumească, care este harnic, care este iubitor, are o viață frumoasă. Tocmai aceasta este slava adusă de noi prin frumusețea lui Dumnezeu. A trăi frumos, a cultiva armonia, este o rugăciune înălțată lui Dumnezeu, este o slavă adusă Creatorului. O viață care nu este îndreptată spre Hristos nu are sens. Este regizorul acesta rus, Andrei Tarkovski, care a regizat filmul Stalker, Călăuza, în care apare un personaj, o bătrână, și întreabă în pădure unde duce acest drum. Și zice, nu știu, dar de ce întrebi? Pentru că un drum care nu duce la Hristos, nu duce la o biserică, nu duce nicăieri. Sensul artei este tot Hristos. Frumosul are ca sens pe Hristos. Toată frumusețea din artă și din cultură, dacă nu îl face pe om mai bun, mai îngăduitor, mai înțelegător, nu este adevărată artă și nu este adevărată cultură, este pseudocultură. Arta care ne trimite la Creator, la Dumnezeu, este adevărată artă. Cultura adevărată este cult, adică este rugăciune, este slava adusă lui Dumnezeu. Sunt oameni care au o dispoziție bună și văd frumosul în jurul lor. Sunt oameni care se bucură atunci când plouă, se bucură și atunci când este soare, se bucură și atunci când ninge. Ce frumos, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Sunt oameni care dacă e soare, vai ce cald este, dacă plouă, vai de ce nu este soare, au o nemulțumire. Și această nemulțumire arată o neîmplinire a lor spirituală. Omul care este pregătit interior, vede în afara lui frumosul, este împlinit, dă slavă lui Dumnezeu pentru toate, cultivă frumosul, îl promovează. Frumosul este și o mărturie adusă de noi creștini pentru existența lui Dumnezeu, care este, spuneam, izvorul frumosului. Omul care consumă frumosul devine frumos, omul care stă în apropierea oamenilor frumoși devine frumos, omul care se hrănește cu frumos devine frumos, omul care îl aduce pe Dumnezeu izvorul frumosului în viața lui, prin rugăciune, prin lectură, prin dialoguri cu cei care cred în Dumnezeu și care îl recunosc pe Dumnezeu ca și Creator, devine frumos. Și această frumusețe pe care o are el și pe care o mărturisește este o slavă adusă lui Dumnezeu. Constantin Noica l-a întrebat cineva ce este cultura. Cultura este ceea ce rămâne după ce omul a uitat totul. Adică reflexele unui om bun, chiar dacă el nu mai știe de ce face anumite lucruri bune, deja face parte din cultura lui, din formația lui. Un om frumos este frumos prin prezența lui. Nu poți să-l întrebi, măi, ce cărți ai citit, ce filme frumoase ai văzut, cu cine ai stat de vorbă, cu cine te împrietenești ca să fac și eu pentru a fi ca tine frumos. El este o prezență, este un cumul sau o sumă de acumulări de viață, de întâlniri, de lecturi, de audiții muzicale, de muzică bună, de lecturi frumoase și el este o prezență frumoasă fără să mai știe de unde vine acea prezență frumoasă. De rugăciune, de spovedanie, de sfânta împărtășanie, o prezență care este pentru celălalt cu care se întâlnește o binecuvântare. Nu este un blestem, nu este ceva, o prezență urâtă, ci este o energie pozitivă care inspiră, care încurajează, care dă putere, o binecuvântare pe care orice om ar vrea să o aibă în preajma lui. Pe omul frumos, oricine și-l dorește. Mulțumim încă o dată Părintului Mircea Stoleriu pentru faptul că a avut această inițiativă de a așeza pe tinerii din Iași împreună în jurul acestei teme a frumosului. Este o invitație făcută tuturor pentru a cultiva frumosul interior, dar și frumosul artistic, frumosul cultural, frumosul în orice înseamnă armonie, pentru că și a-ți face curat în cameră este frumos, a pune flori în fața casei este frumos, a avea un ambient muzical plăcut, răspundește frumosul. Părintele Mircea Stoleriu este tânăr cu inima și cu sufletul și ne invită și pe noi să fim tineri și să fim frumoși, pentru că
Doar așa ne vom bucura de viața aceasta și apoi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, ne vom bucura și de frumosul ce va să vie, așa cum rostim în crez. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru toate, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să aveți cu toții un an frumos și binecuvântat. Amin.